dimineața, dragii mei, și bine v-am găsit la Devii Conștient. Astăzi este o zi foarte specială pentru mine și sunt sigură că o să fie și pentru voi când o să urmăriți materialul pe care noi îl facem astăzi. Am o super invitată și vă recunosc că am emoții. O cunosc de la televizor, am urmărit-o foarte mult și sunt sigură că este în inima tuturor românilor și o să aflați imediat despre cine este vorba. Bună dimineața! Astăzi am marea onoare să o am alături de mine pe Ana Maria Brânză. Sunt onorată și îți mulțumesc! Bună dimineața și eu mulțumesc pentru invitație! Ana Maria Brânză știe toată lumea, este multiplă campioană olimpică la scrimă și nu numai, maestră emerită în sport și cetățean de onoare al orașului Craiova, dar nu numai și o să și dezvoltăm pe parcurs. Îți mulțumesc în primul rând că ți-ai dorit să fii alături de noi și că ne-ai acceptat invitația. Pentru mine este o onoare și sunt sigură că o să fie o deosebită plăcere pentru toți cei care o să urmărească materialul. Spune-mi, te rog, pentru că ești cea mai în măsură să ne vorbești despre asta, ce înseamnă pentru tine un om asumat și un om conștient, că ne-ai demonstrat-o de fiecare dată? Din punctul meu de vedere, un om conștient este acela care nu lasă lucrurile la voia întâmplării. Cumva, în general, noi avem tendința asta, știi, zicala aceea cu las că merge și așa. Yeah. Ei bine, nu e. Este un soi de irresponsabilitate, de inconștiență din punctul meu de vedere. Iar pe mine sportul m-a învățat, practic, să nu las lucrurile la voia întâmplării, pentru că din momentul în care am intrat în sala de scrimă, mi-am dorit să devin un campion. Deși la vârsta aceea eram foarte micuță, aveam doar 11 ani, nu știam neapărat ce înseamnă, nu aveam o definiție pentru cuvântul campion. Ei bine, de-a lungul timpului am înțeles că un campion este acel om care nu renunță la visul lui și muncește pentru el în fiecare zi până ajunge să-l împlinească. Și pentru asta ai nevoie să muncești conștient, să-ți asumi lucruri și să mergi pe acel drum pe care ți l-ai ales, indiferent cât de greu este. Și poate că n-a fost bătătorit înainte și faci tu primii pași și o să te împiedici de multe ori și o să cazi, da? Dar nu ai voie să renunți. Pentru mine asta a fost cea mai bună lecție pe care am învățat-o din sport. Nu ai dreptul să renunți la ceea ce îți dorești foarte mult. De 4 ori câștigătoarea Cupei Mondiale. Cred că ești cea mai în măsură să ne spui ce face diferența între un sportiv și un sportiv care reușește să ajungă de atât de multe ori pe podium. Care e secretul tău? Care este acel ceva? Crezi că este vorba doar de muncă? În mare parte, da, este vorba de muncă, dar aici vorbim de un sport individual. De cele mai multe ori eu sunt cea care urcă pe planșă, eu sunt cea care ajunge pe podium. Lucrurile țin de mine, cu adevărat. Dar în spatele meu am o adevărată echipă. Am oameni care de multe ori poate nu dorm noaptea, nu se odihnesc, ca să caute, să găsească, de fapt, cele mai bune soluții pentru mine. Chiar dacă eu sunt vârful lancei, dacă vrei, în spatele meu sunt toți acești oameni, da, care mă ajută și mă motivează. Și cumva, după ce am câștigat acest al patrulea titlu al cupei mondiale, este, dacă vrei, nu este o competiție neapărat. Acest titlu se acordă sportivului care încheie clasamentul, încheie sezonul competițional pe prima poziție. Și cumva este o muncă asiduă. Poți să prinzi o zi bună în scrimă, poți să câștigi o competiție, fie ea, nu știu, campionatul european, campionatul mondial. Dar, cum spune o vorbă, că e greu să ajungi sus, dar și mai greu să te menții, de fapt este o recunoaștere a consecvenței tale. Despre asta este vorba aici și de aceea este atât de prețios acest titlu pentru mine. Diferența o face ambiția și motivația pe lângă muncă și un strop de inspirație. Pentru că întâlnești aceleași adversare, nu se schimbă mare lucru între sezonul competițional. De la un sezon la altul nu apar sportivi noi pe care să nu-i fi văzut până atunci. Dar trebuie să vii tot timpul cu ceva în plus. Trebuie să schimbi, să faci mici schimbări, să lucrezi detaliile, pentru că într-adevăr detaliile fac diferența. Și când vorbim de competițiile mari, nu mai este vorba de cine e mai bine antrenat. Pentru că cu toții folosim aceleași metode de antrenament, nu putem să reinventăm scrima. Dar putem să lucrăm cu noi, separat de antrenamentul din sală,
și acolo putem să facem diferența, să vedem cu ceva, cu acel plus valoare pe care poți să-l iei, nu știu, din lucruri cu un psiholog. Pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult acest lucru. Am mers la cursuri de yoga, am început să practic înotul, alergarea, să vin cu ceva în plus, care să-mi crească și motivația și spiritul acela competitiv. Spuneai de starea din interior, care este extrem de importantă în orice competiție. Care sunt sentimentele care te încearcă dimineața competiției, înainte de a intra acolo? Deși sunt în sala de scrimă și am participat la sute de competiții, dacă vrei, în momentul în care mă trezesc dimineața și n-am acea senzație de fluturaș în stomac, înseamnă că nu sunt cu totul conectat acolo. Emoțiile sunt bune. Emoțiile sunt bune atâta timp cât le trăiești și le faci să lucreze pentru tine. Dacă nu există acea emoție, este clar că nu sunt 100% în sală și rezultatul nu o să fie unul pe măsura așteptărilor mele. Tocmai de aceea încerc să păstrez această senzație cu mine de fiecare dată. Există acel sentiment înaintea unei competiții că gata, câștig, astăzi câștig, competiția aia mea, titlul este al meu? Sau există și emoțiile alea în care nu știi cum o să decurgă lucrurile până la final? Niciodată nu știi cum or să decurgă lucrurile până la final, chiar dacă ești favoritul numărul 1, da, adversarul tău nu are nimic de pierdut. Și se spune că să-ți fie frică de omul care nu are nimic de pierdut. Niciodată nu am mers la concurs gândindu-mă că sunt mă număr printre favoriți, da, și una dintre medalii mi se cuvine. Mi se pare că este cel mai mare păcat, dacă vrei, pentru un sportiv. Nu am gândit niciodată așa. Prefer să păstrez acea teamă, acea frică de eșec, pentru că asta te motivează. Frica întotdeauna te motivează. Și chiar dacă îmi studiez foarte bine adversarele, chiar dacă se întâmplă să întâlnesc cu o junioară, da, tratez fiecare asalt la fel de serios, pentru că niciodată nu știi cine îți poate face surpriza. Și țin minte, înainte ca echipa noastră să ajungă să performeze, echipa care a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio, eram doar niște fetițe dornice de performanță, dar ne lipsea experiența, compensam prin foarte multă ambiție și răutatea aceea bună, și în momentul în care întâlneam echipe mult mai bine cotate ca și noi, ne spuneam ok, știm că nu putem să le învingem, dar măcar să le enervăm. Asta era tactica noastră. Și o tușă astăzi, o tușă mâine, le mai enervezi astăzi puțin, până ajungi, da, să capeți experiență ca să pui probleme. Cumva asta a fost tactica, până la urmă, pentru noi a dat roade. Viața de sportiv este totuși și o viață foarte organizată zi de zi. Cât de important a fost nutriția pentru tine în cariera ta sportivă? Sportul te închide așa într-o rutină, dar unde ai reperele tale, ai oamenii pe care îi întâlnești zi de zi, ai un soi de siguranță până la urmă. Slavă Domnului pentru mine că nu practic un sport de categorie. Mi-ar fi fost foarte greu, trebuie să recunosc. Țin cont acum, pentru că trecută de 30 de ani, da, simt totul mult mai greu. Și accidentările, și oboseala. Trebuie să am grijă mai mult cu partea de recuperare și chiar partea de nutriție. Asta nu înseamnă că am restricții serioase. Pot foarte bine să gust și o prăjitură, să mănânc și paste și pizza, pastele chiar le consum înainte de competiție, da? Dar sunt întotdeauna atentă să mențin greutatea optimă. Îmi fac și analizele, mergem și la vizita medicală, pentru că altfel fiecare kilogram, fiecare gram în plus ar fi ca un rucsac, dacă vrei, pe care îl ții în spate și care te va îngreuna pe planșă. Și nu am nevoie de așa ceva, am nevoie de toate resursele și de toată energia în fiecare asalt. Ce părere ai de suplimentele alimentare pe care din ce în ce mai mulți, mă rog, antrenori sportivi le recomandă?
Știu că este o gamă foarte, foarte largă de suplimente, de vitamine, de... Din punctul meu de vedere, dacă nu ai părerea unui profesionist, indiferent ce-ți spune instructorul sportiv, cei de la sală sau un prieten sau reclamele pe care le vedem peste tot, faci tu research pe YouTube, mai bine ia o părere avizată. Noi suntem în permanent controlați de Agenția Mondială Antidoping. Nu ne permitem. Eu nu am fost niciodată fan suplimente, doar dacă am strictă nevoie și atunci doar sub recomandarea medicului. Dar, în general, prefer să-mi iau din alimentație tot ce am nevoie. Sunt sporturi în care, trebuie să fim serioși, nu poți fără. Scrima, să zicem, este totuși un sport mai permisiv, pentru că nu a inventat nimeni pastila, dacă vrei, sau suplimentul care să te facă să gândești cu o secundă înaintea adversarului. Că tot vorbeai de recuperare și de faptul că la un moment dat, după 30 de ani, recuperările nu mai decurg atât de rapid, să zicem. Cum te simți? Că știu că recent ai suferit o intervenție la genunchi. Cum te recuperezi? Cum îți aduci forța și cum traversezi o perioadă după o accidentare? Da, din nefericire pentru mine, uzura, și-a spus cuvântul, sportul înseamnă sănătate, sportul de performanță lasă urme, mai ales după 20 și ceva de ani. Am suferit o intervenție chirurgicală în această vară, acum mai bine de 2 luni de zile, chiar acum mă aflu într-un proces de recuperare. De-a lungul timpului am fost ferită de accidentări grave. Am fost norocoasă din acest punct de vedere. Dacă vorbim de întinderi musculare, de mici luxații, sunt inevitabile până la urmă, mai ales că la noi competițiile, programul competițional este structurat astfel încât nu avem timp să descărcăm, să încărcăm din nou și de cele mai multe ori tratăm superficial fiecare problemă care poate lăsa urme în timp. Intervenția pe care am avut-o a fost de fapt o condropatie de grad 4, practic acel cartilaj care îmbracă rotula, suferise câteva mici fisuri. Dacă Jocurile Olimpice ar fi fost organizate totuși în această vară, da, aș fi rezistat sub tratament, dar având în vedere că mai avem încă un an de zile până la Jocurile Olimpice și îmi doresc tare mult să se organizeze în 2021 la Tokyo, ei bine, până atunci nimeni nu mi-ar fi putut garanta că genunchiul meu va rezista și aș fi investit muncă, financiar vorbind chiar, și n-aș fi avut siguranța că aș fi dus, mi-aș fi îndeplinit obiectivul. Așadar, am ales cumva să folosesc într-un mod constructiv, dacă vrei, toată această perioadă în care activitatea este sistată. Este greu. Este greu pentru că a fost pentru prima dată în viața mea când a trebuit să fiu dependentă de cineva și cred că a fost cea mai grea perioadă pentru soțul meu, care a trebuit să fie dădacă. Imediat după operație, timp de 3 săptămâni, nu am avut voie să sprijin piciorul, a trebuit să mă obișnuiesc să merg cu cârjele. A fost o perioadă foarte, foarte grea, dar acum văd așa cum progresez de la o zi la alta și chiar înainte de operație medicul mi-a spus că va trebui să învăț din nou să merg. Ceea ce mi s-a părut o glumă, dar nu este deloc așa. Nu este deloc așa și îți dai seama că trebuie să iei totul de la zero. Dar pe mine asta mă ambiționează și mă motivează pentru că trebuie să-mi demonstrez mie înainte de toate că pot din nou să o iau de la zero și să merg așa nesigur la început pe drumul performanței, dar sper să ajung în alergare la linia de finish. Îți dorim asta și suntem alături de tine. Ai reușit să pui România pe harta lumii când vine vorba de scrimă. În România s-a vorbit despre acest sport mult mai mult datorită performanței pe care tu ai avut-o. Dacă ar fi să dai detașat un sfat sportivilor amatori care visează la performanță în sport, ce îi sfătui, ce le-i spune? Acum depinde dacă vorbim de categoriile mici de vârstă, de copii care acum încep sportul de performanță și își doresc să ajungă acolo la competiția supremă, dacă vorbim de jocurile, de sporturile olimpice, da? Pentru mine a fost cel mai mare vis să ajung la Jocurile Olimpice și am făcut tot ce a ținut de mine ca să ajung acolo și ulterior, odată ajunsă, ulterior mi-am propus să ajung și pe podium. Am avut norocul, ți-am zis, de a avea și acea echipă. Important este să nu renunțe.
indiferent ce se întâmplă, să învețe din, din fiecare eșec. Pentru mine, orice eșec a fost o lecție. În momentul în care câștigi o medalie, ești cel mai bun, cel mai frumos, nu ai nimic de învățat. Și cumva riști să pierzi contactul cu realitatea. Un sportiv, când ajunge el să se creadă campion, mi se pare că nu este, nu este chiar un moment, un moment bun. În România am văzut mai nou că sporturile precum alergarea de anduranță, triatlonul, uh-huh, au luat așa amploare și mă bucur să văd că nu sunt doar un trend. Da, să văd din ce în ce mai mulți oameni care investesc în echipamente, merg la competiții. E bine, poate ei și-au descoperit această latură mai târziu, să spunem, da? Când au un job, poate și o familie, dar asta nu îi împiedică să facă performanță. Performanță nu înseamnă să iei doar medalia de aur, să te lupți cu cei mai buni. Pentru mine cea mai bună lecție a fost, deși sunt sportiv de performanță, recunosc că niciodată nu mi-a plăcut să alerg. Am urât alergarea cu toată ființa mea pentru că eu mergeam la scrimă să mă lupt, da? Și nu înțelegeam care e rostul alergării. Ei bine, la un moment dat, într-un cantonament, am găsit o carte. Este vorba de biografia unui maratonist, ultramaratonist, din Kernazis, povestea unui alergător de noapte. Ceva a mișcat în mine acea carte și își povestea așa fiecare cursă atât de intens, spunea că îl durea atât de tare fiecare pas pe care îl făcea, dar nu putea să renunțe. Și cumva ți-am zis, s-a produs acel declic și am zis, ok, vreau să încerc și eu să văd cum e. Și cea mai mare performanță pentru mine în alergare a fost să alerg un semimaraton. La scrimă este datoria mea să particip și să cucerez medalii. Când am alergat acel semimaraton, a fost lupta mea cu mine, pentru încă un pas. Și pentru încă un pas. Și despre asta este vorba până la urmă, să te învingi pe tine. Să-ți demonstrezi ție că poți mai mult decât crezi, pentru că suntem mult mai puternici decât credem noi. Dar suntem atât de obișnuiți cu zona aceea de confort, încât nu. Iar performanța fix asta îți cere. Te scoate din zona de confort. Indiferent că vorbim, ți-am spus, de sporturi olimpice, de jocurile olimpice, de campionate mondiale sau de o competiție de amatori. Toți sunt la fel de campioni. Cât de importantă este în viața unui sportiv de performanță, până la urmă, relația pe care o are cu el, mintea și starea de spirit? Și cum ai reușit să lucrezi atât de bine cu tine ca să poți să ajungi să-ți stăpânești atât emoțiile cât și fricile, mă rog, tot emoții, dar de o altă natură, dar și mintea totodată? Și energiile a mii, sute de mii de oameni care se uitau direct la tine. Trebuie să găsești acel echilibru și este o muncă asiduă, continuu trebuie să lucrezi tu cu tine. Nu poți să spui, ok, am rezolvat această problemă. Niciodată. Trebuie să găsești acel echilibru și cumva eu am întâmpinat această problemă la un moment dat pentru că toți își doreau să întâlnească sportiv Ana Maria Brânză. Cu toții erau interesați doar de sportiv. Omul Ana Maria Brânză era întotdeauna pierzătorul în finala asta, dacă vrei. Și am realizat acest lucru destul de târziu. Și atunci a trebuit să fac pace cu mine, să găsesc echilibru între om și sportiv. Nu a fost deloc plăcut să realizez câte neajunsuri a trăit omul în detrimentul sportivului, pentru că toată lumea, ți-am zis, toți ochii erau ațintiți acolo. Și la un moment dat omul s-a revoltat și și-a cerut dreptul până la urmă, în moment în care nici nu reușeam să mai performez atât de bine, chiar dacă munceam la fel de mult, acel dezechilibru începea să lase urme. A fost și momentul în care am început să lucrez cu un psiholog, cu psihologul Lotului Național, un om atât de bun, atât de cald, atât de potrivit mie, pentru că, din punctul meu de vedere, despre asta trebuie să fie relația între un pacient și un psiholog sau între un sportiv și un psiholog. E vorba de relația umană care leagă și trebuie să cauți până ajungi să rezonezi cu persoana respectivă. Eu am avut norocul să întâlnesc și să învăț atâtea lucruri despre mine, pentru că practic asta m-a învățat. Nimic nou, n-are inventat roata și uite, dacă vrei, cel mai bun sfat pe care l-am primit din partea psihologului înainte să merg la cea mai importantă competiție, chiar la Jocurile Olimpice de la Rio, mi-a spus doar atât, să merg acolo să mă bucur de scrimă. Și mi s-a părut atât de simplu, mi s-a părut prea simplu.
Și așa era. Despre asta era vorba, despre lucrurile pe care le faci cu bucurie. Și eu trebuia doar să-mi amintesc de acel copil fascinat de prima vizită la sala de scrimă și să-l las să se bucure în continuare de ceea ce face. Omul, femeia Ana Maria Brânză. Știu că ești implicată și în Federația Română de Scrimă, speaker și pe bună dreptate că ai de ce să fii speaker, dar mai știu și am descoperit și o parte sensibilă a ta. Știu că ești implicată într-un centru pentru copii cu autism și mai știu că ai scris și o carte pentru copii. Povestește-mi un pic despre această latură mai puțin cunoscută a ta de către public și și mai sensibilă, mai personală. Cumva întotdeauna am fost de părere că rolul de campion vine așa într-un pachet cu acel rol de model. Mie mi-e mult să spun model, dar cumva dacă am muncit să ajung aici, am fost ajutată să ajung aici, consider că este cumva de datoria mea să dau o parte din ce am primit, să dau o parte înapoi. Tocmai de aceea m-am gândit cum aș putea să fac ceva și în afara carierei sportive și am încercat pe cât posibil să mă implic și în alte proiecte. Pe unele le-am gândit, cum ar fi Aleargă de ziua ta, care a fost o campanie dedicată, care a pornit practic de la asociația AITA, pe care am avut bucuria să-i cunosc, pentru că acei copilași, deși au probleme din spectrul autist, crede-mă că sunt minuni, sunt minunați și sunt atât de buni, atât de calzi, nu știu ce înseamnă răutatea. Și momentul în care mi-a venit ideea campaniei Aleargă de ziua ta, chiar mă jucam cu unul dintre copiii de la centru, jucam un joculeț pe care eu l-am pierdut, m-am recunoscut învinsă, l-am felicitat și i-am spus că este un campion și a spus nu, amândoi suntem campioni pentru că amândoi ne-am jucat și am dat totul. Și când primești o astfel de lecție, da, de la un copil de 10 ani care se presupune că are probleme, nu, cred că probleme avem noi. Și de aici am dezvoltat, ulterior m-am implicat și în alte proiecte, am ajuns să construiesc o campanie pentru designerii români, pentru că îmi doresc să arăt lumii bucățica aceea de Românie frumoasă în care eu cred foarte tare și de aici s-a născut ideea campaniei Autentica by Ana Maria Brânză. Iar cartea Angar, fetița cu masca tricoloră, practic este povestea mea spusă pe un ton amuzant. Este o carte pentru copii, dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani, dar eu mi-aș dori tare mult ca povestea Brânzică să ajungă și la copiii care încă n-au deprins tainele lecturii, pentru că eu sunt un copil care a crescut cu povestea de seară. Ce frumos! Și pentru mine a contat atât de mult timpul acela petrecut cu părintele, înainte de pupicul de noapte bună. Și cumva trăim într-o societate în care tot timpul avem ceva de făcut și uităm ceea ce este cu adevărat important. Și ți-am zis, consider că este de datoria mea să dau înapoi o parte din ce am primit. Tocmai de aceea încerc pe cât posibil să mă implic și în alte cauze, să pun umărul acolo unde simt eu că este nevoie de mine și unde știu că aș putea să aduc ceva în plus. Că tot vorbeai de vremurile pe care le trăim și de schimbările care se produc, ce părere ai de tehnologie și de impactul tehnologiei în sport? Și aici mă raportez strict la gadgeturi. Au tot apărut tot felul de gadgeturi care tind să înlocuiască, dacă vrei, ideea de antrenor atunci când facem sport. Ne măsoară pulsul, ne arată distanța, ne spune câte calorii am consumat. Cum vezi acest impact al tehnologiei în sport și dacă crezi că s-ar putea ajunge la un moment dat la înlocuirea unui antrenor? Poate nu în sportul de performanță, dar... Da, înțeleg ce spui. Eu să știi că sunt sportivul care în era digitală, în era în care toți fac vizionare, da, se uită cu încetinitorul la fiecare acțiune pe care o avem noi pe planșă, eu încă merg cu agenda și cu pixul și mi-au notițe. Pentru că așa am fost învățată și încă funcționez așa și merge bine așa, nu văd de ce aș schimba lucrurile. Da, și eu mă folosesc de aceste gadgeturi și antrenorul meu, preparatorul fizic cu care lucrez, ne folosim de aceste instrumente. Dar din punctul meu de vedere, atunci când dispare emoția, da, când știu că nu,
nu mai sunt nevoită să muncesc din greu pentru un bravo, pentru că asta am făcut toată viața. Am transpirat și am asudat să aud acel bravo din partea antrenorului. Ei bine, niciodată, indiferent cât de performant ar fi acel gadget sau acea aplicație, nu o să simt acel bravo. Iar pe mine nu o să mă motiveze. Da, e ok să ne folosim de instrumente în cât mai multe domenii, pentru că de asta există, practic, să ne ușureze munca, dar hai totuși să nu ne îndepărtăm de oameni. Chiar dacă trăim vremurile pe care le trăim, da, și trebuie să fim mai distanți unii cu ceilalți, eu cred că este foarte importantă relația aceasta. Că tot vorbeam de această perioadă, cum ai traversat această pandemie? Cum ai simțit și cum ai văzut oamenii prin ochii tăi? Crezi că am învățat ceva din această lecție? Cum ai simțit această pandemie? Mi-aș dori tare mult să ne luăm lecțiile din această perioadă, pentru că altfel să trecem prin așa ceva, să nu învățăm nimic, ar fi groaznic, ar fi cumplit. Pe de altă parte, eu trebuie să recunosc, din martie, de când am întors de la ultima competiție, atât eu cât și soțul meu a rămas la domiciliu, fiind amândoi sportivi, competițiile erau anulate și ne-am bucurat, trebuie să recunosc, de timpul petrecut împreună. Fiind amândoi sportivi, de cele mai multe ori se întâmpla ca unul își lasă bagajele, celălalt pleacă la concurs și nu. În astea 3 luni de zile a trebuit să ne comandăm inclusiv oale, tigăi, pentru că nu aveam așa ceva acasă. Știi? Am început de la zero și cumva asta a întărit relația între noi. Și ne-am bucurat cu adevărat. Am văzut doar partea plină a paharului. Până să mă operez eu, ne-am și antrenat acasă și ne-am motivat unul pe celălalt, deși ne-a fost destul de greu. Dar ți-am spus, am ales să văd partea bună. Deși să trăiești în această incertitudine, te apasă. Și faptul că nici acum nu știm când ne vom relua viețile. Deși sunt convinsă că normalitatea pe care noi o știam până acum nu o să mai arate la fel. Dar trebuie să ne adaptăm. Uite, în scrimă, de exemplu, înaintea unui asalt, am tot timpul un plan foarte bine definit, pus la punct cu antrenorii, în funcție de ce știu despre adversar. Se întâmplă de foarte multe ori să urc pe planșă și adversarul să mă surprindă cu ceva. Și atunci trebuie să-mi adaptez planul, pentru că îmi doresc să câștig. Exact asta se întâmplă și acum. Trebuie să ne adaptăm, trebuie să ținem cont de acele reguli și recomandări, pentru că o facem pentru noi, înainte de toate. Nu e nevoie să ne simțim constrânși, pentru că am senzația, știi, că așa se simt majoritatea acum. Nu sunt de acord cu acest lucru. Eu am fost învățată, pentru că asta a făcut sportul. Pe noi ne-a învățat să respectăm regulile, pentru că acolo ești indisciplinat, pleci acasă. Și cumva cred că ne este mai ușor să ne adaptăm condițiilor de acum. Chiar dacă nu ne place neapărat. Și ne și scoate din zona de confort. Mult. Absolut. Absolut. Dintr-o perspectivă sportivă, care crezi că este diferența între a fi conștient 100% și a fi inconștient? Atunci când vorbim de natura umană, cum vezi? Și aici mă gândesc că trebuie să existe un echilibru. Trebuie să muncești conștient, fiecare pas al tău să fie calculat dacă vrei să ajungi la acel rezultat, dar trebuie să ai și momentele acelea de inconștiență, e foarte mult spus. Momentele în care îți asumi riscuri, pentru că sportul e și despre asta, campionul e și despre asta. Trebuie să-ți asumi riscul atunci când simți tu că este momentul și să pui așa puțin pe mut conștientul ca să te lași să curgi, să faci ce simți că trebuie. Nici să fii în permanență, cred că devine obositor în permanență să fii conștient, să ai fiecare pas calculat. Eu vorbesc acum strict de scrimă. Mă gândesc la momentele, la mine foarte multe astfel de momente au făcut diferența. În 2018, în semifinala campionatului mondial, eram condusă, mai erau doar 4 secunde, dacă stai și te gândești înseamnă nimic, da? În momentul în care eram la linia de start și arbitru a spus porniți, n-am mai gândit. În mod normal sau oricine, da, ar fi lăsat să treacă acel timp, ar fi stat liniștit. Nu, am mers la atac, pentru că asta am simțit să fac atunci.
Dacă mă întrebai cu 3 secunde înainte, nu, nu ți-aș fi spus că o să fac acel lucru. Dar e vorba despre aceste riscuri pe care ți le asumi, știi? Dar cu măsură, până la urmă. Fără doar și poate ești o luptătoare. Cum simțeai momentele, sau mai bine zis, ai simțit vreodată că te lasă bateriile de tot fizic? Da, de multă. De aici nu mai pot. Prea multă muncă. Ce ai făcut? Da, se întâmplă. Se întâmplă, pur și simplu sunt perioade foarte aglomerate. La noi vara este o perioadă aglomerată, mai ales că avem campionat european, o pauză de o lună și jumătate maxim, în care trebuie să ne antrenăm și să pregătim campionatul mondial. Așadar, la noi atunci trebuie să apară vârful de formă, să faci descărcare, iarăși încărcare e foarte greu și psihic, dar mai ales fizic. Și sunt momente în care deschid ochii dimineața, mă doare totul. Și ți-am zis, totul doare mult mai rău după 30 de ani și nu vreau, nu pot, nu am chef. E, dar în momentul acela am un singur gând. Adversarele mele la ora asta s-au trezit, sunt în sală. Dacă ai de gând să te văcărești și să te doară toată ziua, poți să stai în pat, pentru că vei recupera după aceea. Dar dacă nu ți învingi aceste stări, nu vei avea de câștigat pe termen lung. Așa că da, se întâmplă și excepții să mă trezi și să zic, astăzi chiar nu vreau. Dar nu se întâmplă des și oricum am grijă să recuperez. Dar sunt, adică sunt zile în care pur și simplu simți că te lasă bateriile. Dar acum, după atâta pauză, crede-mă, mi este dor să mă doară fiecare fibră musculară. E chiar dor. Oamenii au tendința de a deveni foarte emoționali atunci când pun pasiune în momentul în care te urmăresc într-o competiție și sunt foarte mulți oameni care te susțin acolo, ca în orice sport de altfel, atunci când ne raportăm la un campion și vrem neapărat să câștige, dar sunt și oameni care aduc critici, sunt toți specialiști în sportul pe care tu îl practici atât de bine. Da, putea să joace mai bine, da, putea să fie mai atentă, dar n-a fost atentă la adversar. Și spuneai într-un interviu că reușești să-ți canalizezi toate aceste energii negative, cumva să le transformi în potențial. Unde ai învățat să faci asta și cum reușești? Să știi că nu, asta chiar n-am învățat-o de nicăieri. Ea a venit din interiorul meu. Apreciez foarte mult oamenii care mi urmăresc activitatea. Iar comunitatea mea din social media, de pe Facebook în general, îi simt atât de aproape. Simt energia aceea bună pe care mi-o transmit. Și tocmai de aceea sunt eu cea care scrie textele de acolo, fiecare postare. Pentru că la fel, mă simt datoare dacă acei oameni îmi dau timp din timpul lor și eu trebuie să le răspund, practic. Cât despre critici, da, le accept întotdeauna, atâta timp cât sunt constructive. Nu o să fiu niciodată de acord cu jignirile. Știu că suporterul român se identifică cu rezultatul bun al sportivului român. Și nu am o problemă cu oamenii, cu acei consumatori de sport care ne dau timp din timpul lor, ți-am spus, și care au cuvinte de ocară la adresa noastră atunci când nu ne iese. Ok, se întâmplă, dar am o problemă și mai mare cu acei oameni din lumea noastră a sportivilor care ne critică până să ajungem la momentul final. Și a fost un episod chiar la Jocurile Olimpice de la Rio, da, în care unul dintre șefii noștri, am putea să-i spunem la acea vreme, a făcut niște declarații care pe mine m-au înrăit la propriu, m-au înrăit pentru că m-aș fi dus să-i spun vreo două în față atunci, știi? Dar am zis nu, o să-mi folosesc toată această răutate pe planșă, iar în momentul în care o să reușim, noi ca și echipă, atunci o să-mi permit să vorbesc. Și cumva ți-am zis, ăsta este modul în care folosesc această energie și această răutate. Mă ajută foarte mult să ajung la obiectiv, da, ca să pot să dau replica după aceea. Prin rezultate și aproape de fiecare dată remarcabile. Dar ți s-a întâmplat vreodată ca toată această forță și această inspirație divină cu care te-ai născut, pe care o ai și o trăiești, să te lase? Ți s-a întâmplat vreodată ca viața să te dezarmeze și să zici, băi, nu mă mai pot agăța de forță. Uite că în situația asta nu mă mai ajută. Ți-ai descoperit și o altă fațetă a ta? Și dacă da, care a fost aia?
să ajungem să te cunoaștem mai bine? Au fost câteva momente. Primul dintre ele a fost momentul în care, având rezultate excepționale la junior, trecerea la seniori a fost foarte, foarte grea. Era vorba de sportive cu experiență, de altă viteză, altă forță. Toate acțiunile mele sigure de la junior nu mai funcționau aici. Parcă toate sportivele mă citeau înainte și a fost frustrant. A fost o etapă foarte, foarte grea pentru mine. Dar la fel, ajutată de domnul Dan Podeanu, antrenorul meu de o viață, ne-am dat puțin înapoi, doi pași înapoi, am avut acea priveliște de ansamblu și ne-am dat seama că, ok, pretențiile noastre momentan sunt puțin nerealiste. Nu puteam să cobor de pe podiumul de la junior, să urc direct pe podiumul de la seniori. Și cumva poate e mai bine că s-a întâmplat așa, pentru că altfel aș fi ars niște etape, da, și poate m-aș fi consumat mai devreme și n-aș fi ajuns să performez pe o perioadă atât de lungă de timp. Dar au fost momente, de exemplu, la Londra, la Jocurile Olimpice, momentul în care am plecat de acasă ca și echipă, eram favorite la medalia de aur. La noi era o regulă în echipă. Fiecare știa rolul foarte bine și fiecare făcea atât cât trebuia. Cumva atunci a fost momentul în care echipa noastră n-a mai funcționat ca o echipă, fiecare fiind la competiția de cea mai mare amploare din viața noastră, era prima dată când eram cu echipa la Jocurile Olimpice, fiecare cred că și-a dorit să facă puțin mai mult. Și atunci când faci prea puțin, nu iese, dacă e prea puțin, când faci prea mult, iarăși dai lucrurile peste cap. Și a fost un moment cumplit pentru noi, ne-am revenit foarte greu. Colegele mele au ales să se retragă după această competiție, simțeau că au nevoie de o pauză. Eu am ales să merg mai departe pentru că nu acceptam să rămân cu imaginea aceea despre mine. Am primit o poză, da, cu mine îngenunchiată și înlăcrimată, care mi-a servit motivație motivație 4 ani de zile, pentru că nu puteam să accept că aceea sunt eu. Și de câte ori mi era greu și oboseam și nu mai voiam, mă gândeam la acea imagine. Și de asta spun că din fiecare eșec mi-am luat lecția și asta m-a împins și mi-am găsit așa o motivație pe termen lung. Asta nu mă lasă să renunț nici în momentul în care mulți îmi spun ai câștigat tot ce se putea câștiga. Departe gândul ăsta de mine. Dacă ar fi să-mi doresc ceva în lumea aceasta, ar fi timp cât să pot să trăiesc din nou toate aceste experiențe. Cât de frumos! Asta ar fi fost următoarea mea întrebare pentru tine, dacă ar fi să închizi ochii după asemenea rezultate, ce ți-ai mai putea dori din punct de vedere profesional? Ți-am zis, exact timp să pot să trăiesc. Poate că unele lucruri le-aș fi făcut altfel. Și în viața extrasportivă și în viața sportivă. Dar nu obișnuiesc să mă gândesc ce ar fi fost dacă. Nu. Nu pentru că, uite, la un moment dat, de exemplu, primisem o bursă în Statele Unite, o bursă de studii și am ales să rămân în România. Pentru că sunt de părere că dacă m-am născut aici era nevoie de mine și aici puteam să-mi împlinesc visul. Și uite că am avut dreptate. Și nu-mi pare rău. Nu mă gândesc acum ce ar fi fost dacă. Și nu obișnuiesc să fac acest lucru. Cum ești în viața particulară? La fel de ambițioasă, la fel de curajoasă? Sau există o altă fațetă de-a ta? Știu că iubești animalele și că ai un cățel. Da. Citit un pic despre tine și știu că ai un labrador pe nume Duras, care pe unde este acum prin casă? Acum este afară, este o minune de cățel, trebuie să recunosc, deși am fost avertizați înainte, noi ne doream de foarte mult timp un suflețel, un cățel, ne-a luat mai mult să negociem. Până la urmă, cred că de fapt noi îl așteptam pe Duras, de aceea nu am ajuns să avem alt cățel. Ne bucură și ne înseninează zilele, trebuie să recunosc, mai ales în această perioadă. Ana de pe planșă nu e foarte diferită de Ana de zi cu zi. Nici nu știu ce să spun despre mine, știi, în general. Sunt acel om implicat, acel om care... Și cred că asta am moștenit-o de la mama. Îmi place să vorbesc foarte mult.
Dar sper să fiu și un bun ascultător, cel puțin pentru prietenii mei. Știi genul acela de om care așteaptă la coadă la pâine și deja leagă vreo două prietenii? E, da. Asta cumva asta am moștenit de la mama, știi? Și simplu fapt că indiferent cât de greu ar fi, poate că îmi place, poate că nu, reușesc cumva să rămân tot timpul în picioare, indiferent cât de tare bate vântul. Și cred că ideea aceasta de a mă adapta în orice condiții, asta mă ajută și în viața de zi cu zi. Și practic tot ce m-a învățat sportul de până acum, știi? Să nu renunț, inclusiv la hobby-urile mele. Mm-hmm. Inclusiv la ce îmi place mie să fac. Măi, mie îmi place foarte mult să pictez, n-am niciun talent. Niciunul. Da, am umplut tot podul de tablouri, lucrări de ale mele. Soțul se amuză foarte tare de acest lucru. Mai am așa hobby-uri sezoniere, dacă vrei să le spun așa. Mă apuc de grădinării de cel puțin 3 ori pe an, nu-mi iese niciodată la fel. Dar insist, pentru că știi și înscrii-mă la prima competiție la care am participat, la Campionatul Național pentru Copii, am ieșit penultima. Și am zis, nu, eu anul viitor o să muncesc cât o să trebuiască și anul viitor mă întorc să câștig medalia de aur. Și așa s-a întâmplat. Acum nu știu dacă la un moment dat voi avea o grădină plină de flori și plante foarte bine îngrijite, dar datoria mea este să încerc până la urmă. Și ai putea să ne prezinți și câteva lucrări de ale tale, să le scoți acolo din pod și să le pui pe Facebook. Cine știe ce talent mai descoperim, talent ascuns. Trebuie să-mi fac ceva curaj. Dar uite, trebuie să recunosc prima dată când am descoperit așa că îmi place să amestec culori, că practic asta fac departe gândul de pictură de mine. Am făcut niște mici lucrări, da, erau practic niște lumânărele, niște vase de lut pe care le-am pictat și la un moment dat niște prieteni mi-au spus că sunt foarte frumoase, chiar atunci susțineam cauza asociației AITA și au fost foarte simpatici să le cumpere, da, pentru a susține acea cauză și uite cum am reușit eu să vând acele mici lucrări, da, și să câștig niște bănuți de care copiii s-au bucurat foarte, foarte mult de cadourile respective. Dacă ar fi să-mi dai 10 porunci pentru a fi un om de succes, o femeie de succes, pentru toți cei care te urmăresc cu drag și care extrag tot felul de lucruri de la tine și le înșusesc ca repere, care ar fi? Ca femeie, ca om, ca sportiv? Chiar 10 porunci, crede-mă că nu mă consider în măsură, dar una singură, da, să... Uite, eu cred cu tărie că în fiecare dintre noi există un campion. Dar ține de fiecare în parte cum îl ajută pe el să crească și să performeze. Și despre asta este vorba. Să nu renunțe la copilul din ei, la campionul din ei. Și treaba asta o să-i ajute în fiecare zi. Să-și depășească limitele, să treacă peste fiecare barieră, dar să aibă grijă și de ei, înăuntru lor. Da? De ce se întâmplă acolo? Pentru că de multe ori suntem fascinați așa de peisaj, toată agitația asta ne ia pe sus și uităm ce e cu adevărat important. Iar pentru mine, ți-am zis, copilul care trăiește înăuntrul meu este foarte important pentru mine și am grijă ca el să se joace, da? Ca să poată să performeze și să lase adultul, da? Să-și facă treaba pe mai departe. Mi-ai spus la un moment dat în interviu că ai practicat și yoga și că te ajută să te relaxezi. Mai faci? Te mai duci? În ultimul timp nu. Am încercat să fac singur acasă și nu este același lucru. Mm-hmm. Prefer să lucrez cu o persoană avizată. Știi cumva, ședințele de yoga erau momentele mele cu mine. Mm-hmm. Acolo nu trebuia să-mi iasă neapărat. Da, nu eram în competiție cu nimeni, m-a ajutat foarte mult pe parte de respirație, de fapt pentru asta am și încercat, dar ți-am zis, cel mai important era timpul meu cu mine, pe care îl petreceam acolo, în acea liniște și acea atmosferă foarte, foarte plăcută. Cu siguranță în momentul în care îmi voi repara piciorul, sper să mă întorc, dar acasă trebuie să recunosc, nu voi mai încerca, pentru că știi, chiar dacă îți dorești să faci bine, s-ar putea să strici ceva.
Și dacă toate posturile, da, nu este cineva care să te ghideze, care să te ajute, exact cum se întâmplă la majoritatea celor care încep să practice sport după 20-30 de ani. La fel, se iau după prieteni, caută pe YouTube tot felul de tutoriale sau merg la sală și văd pe cineva fără să-și ia un antrenor personal sau pe cineva avizat. Se întâmplă să se accidenteze, căci este normal, dacă nu lucrezi corect, să apară diferite dureri și accidentări și după aia spun că sportul nu e bine, sportul face rău. Nu, voi vă faceți rău pentru că nu faceți lucrurile corect și tocmai de aceea ți-am zis și eu am renunțat să mai încerc yoga acasă pentru că nu vreau să fac mai mult rău decât bine. Cum îmbini starea de prezență care este atât de importantă și care este strict legată de ideea de conștiență și de a trăi conștient fiecare clipă cu agenda pe care o pregătești foarte bine și planurile pe care minuțios le pui cap la cap pentru a reuși? Unde începe și unde se termină cealaltă? Merg împreună dacă vrei. Pentru că la fel tot sportul m-a învățat să folosesc fiecare secundă. În scrimă, să știi că o secundă în care ești neatent te poate costa întreg meciul. Și cumva asta mi se întâmplă și în viață. Deși nu sunt o persoană matinală, în copilărie eram foarte dezordonată, mi-am dat seama că fiind așa în viața privată și pe plan și eram la fel de dezordonată. Și cumva a trebuit, da, să armonizez aceste două laturi și asta m-a ajutat în viața de zi cu zi să fiu mult mai organizată, să știu exact ce fac cu timpul meu până la urmă și să-mi fac timp pentru tot ce am eu nevoie. Pentru că de cele mai multe ori ne plângem că n-avem timp și asta mi s-a părut cel mai amuzant în perioada aceasta, pentru că toți ne-am trezit cu o groază de timp și ne plângeam că nu știam ce să facem cu el. Dar asta mi se pare că o făceau cei care își doreau să fugă cât mai departe de ei. Mie îmi place tare, tare mult, îmi place să am timp cu mine. Să stau cu mine, să mă gândesc, să visez cu ochii deschiși. Să știi că, poate nu pare, sunt un om care visează foarte des cu ochii deschiși. Și treaba asta simt că mă ajută. Mă bucur foarte tare că te recuperezi atât de bine și că ai un vibe atât de frumos. Cumva s-a uneltit universul că această perioadă de pandemie să te prindă ușor accidentată și n-ai pierdut, dacă vrei, foarte multe lucruri colaterale. Îți doresc, dar din tot sufletul, să te recuperezi cât mai repede și cât mai bine și să ne dai aceleași emoții și bucurii din spatele micului ecran când te urmărim. A fost o reală onoare să pot să intru în direct și să vorbesc cu tine. Ești foarte caldă, ești la fel de minunată și ca om, la fel cum ești ca și campion. Înainte de a lua rămas bun de la această intervenție pe Skype, dă-le un mesaj oamenilor care te iubesc atât de mult și care te urmăresc. Care ar fi mesajul tău pentru ei? Înainte de toate, să aibă grijă de campionul din ei. Și să-și dea timp, să nu se mai grăbească, să-și dea timp pentru ce e cu adevărat important pentru ei, să fie prezenți. Pentru că se întâmplă de multe ori, da, să fim acasă cu familia, dar să fim totuși absenți. Nu, hai să lăsăm telefoanele la o parte, hai să petrecem timpul acela de calitate și mai ales cei care au copii. Pentru mine a fost foarte important să iau pe ei mei prezenți și acea poveste de seară. Minutele acelea sunt foarte importante pentru copii. Poate că noi credem că lăsându-le telefonul la îndemână celor mici, câștigăm timp pentru noi. Dar pe termen lung pierdem foarte mult. Tocmai de aceea îmi permit să spun acest lucru. Să credem că o să fie bine. Cineva mi-a spus odată că nu poate să fie mereu rău. Și sunt convinsă de acest lucru. Cred cu tărie că într-un fel sau altul o să fim cu toții bine.
Dar trebuie să avem grijă noi de noi înainte de toate și nu neapărat să considerăm că avem o datorie să respectăm acele reguli, dar o facem înainte de toate pentru noi, pentru cei apropiați nouă, pentru cei dragi. Eu mă bucur tare mult că am avut ocazia să vorbesc cu voi. Acum îmi voi lua rămas bun și merg la recuperare pentru a-mi întoarce din nou pe planșa de scrimă acolo unde eu cred că încă mi este locul și de unde sper la fel să mai trăim împreună emoția competiției. Îți mulțumim cu recunoștință, îți dorim tot binele din lume și așteptăm să te vedem pe podium așa cum ne-ai obișnuit de fiecare dată. Îți mulțumim tare mult pentru participare. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Dragii mei, am avut o deosebită plăcere să o avem alături de noi pe Ana Maria Brânză. Vă las să vă bucurați din plin de acest interviu și până data viitoare eu vă invit să trăiți prezenți și conștienți. Vă pup!